Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass mediei, stimate domnule vicepreministru, domnul director general, domnul vicedirector. În deschiderea acestei conferințe o să vorbesc despre o inițiativă de mare importanță pentru sectorul proprietății publice, pentru zona de business și pentru cel al segmentului vitivinicol din Republica Moldova. Transmiterea unui teren mare către beneficiarul, cel mai mare producător de vinuri din Republica Moldova, către unde Agenția Proprietății Publice este fondator, către societatea pe acțiuni Cricova. Astăzi, Republica Moldova are în proprietate peste 20.000 de hectare de teren cu un potențial extrem de mare. De-a lungul anilor, majoritatea acestor terenuri au fost date uitării și nu sunt valorificate la potențialul său maxim. Mai mult decât atât, o bună parte din aceste terenuri sunt astăzi lăsate părloagă. Chiar și în imaginile de mai jos puteți vedea în ce stare sunt aceste terenuri. Noi la Agenția Proprietății Publice ne-am trasat ca primul obiectiv valorificarea la potențialul maxim a tuturor activilor proprietatea Republicii Moldova. Lucrăm intensiv la identificarea tuturor terenurilor, înregistrarea acestora cât mai conform și valorificarea la potențialul său maximum și identificarea de soluții pentru gestiunea eficientă a acestora. Printre soluții pe care le-am identificat sunt valorificarea acestor terenuri împreună cu administrațiile publice locale, darea în arendă a terenurilor printr-o metodă cât mai transparentă, valorificarea terenurilor care sunt pasibile pentru construcții, pentru extinderea localităților sau pentru crearea de parcuri industriale, și în ultimul rând, repartizarea terenurilor, fie agricole, fie care sunt pentru construcții, către entitățile strategice ale Republicii Moldova, care le pot valorifica la maxima sa capacitate. Pornind de la aceste premize, astăzi am identificat peste 650 de hectare, mai bine zis 672 de hectare, dacă vorbim despre o cifră mai concretă, care au un potențial bun pentru a fi crescută viță de vie pe aceste terenuri și a transmite aceste terenuri, cum și am menționat, către societate pe acțiuni Cricova. Combinatul de vinuri Cricova este unul dintre cele mai emblematice companii cu capital de stat și din industrie vitivinicolă. Este un adevărat lider la capitolul vinificației și un ambasador al inovațiilor și soluțiilor sustenabile în domeniul vitivinicol. Eforturile acestei companii dau roade palpabile pentru economia țării. Cifra lor de afaceri a crescut cu peste 20% în anul 2022, iar profitul estimat pentru anul 2023 va fi cu circa 50% mai mare, dar cu mai multe detalii ne va vorbi domnul director general. Dar pentru ca să valorificăm la maxim această societate, este nevoie de a investi în ea, în special acum ea are nevoie de a își extinde capacitatea de plantare a viței de vii, ori astăzi societatea are înființate circa 630 de hectare, iar pentru o activitate independentă și pentru o activitate la potențial maxim are nevoie de peste 1000 de hectare și de aceea și transmitem aceste 672 de hectare. Teritoriile transmisele sunt testamentul unor întreprinderi istoric valoroase, astăzi dizolvate și abandonate, precum era stațiunea didactico-experimentală Stăuceni. Aceste terenuri au fost abandonate și subutilizate de mai bine de 5 ani, iar datorită deciziei noastre de astăzi vor fi transformate în plantații vitivinicole prospere. Dar și vor deveni un activ economic al întreprinderii, care va fi înființat cu soiuri de viță de vie moderne, actuale la ziua de astăzi, dar de asta o să ne vorbească domnul director, domnul ministru,
dar și vor deveni și un peisaj frumos pentru împrejurimile municipiului Chișinău, care vor bucura vederea atât locuitorilor din aceste zone, cât și turiștilor. În concluzie, acest pas înainte este mai mult decât o simplă extindere a teritoriului. Este o declarație despre viitorul vitivinicol al Republicii și Moldova. Astfel ne exprimăm angajamentul nostru de a valorifica fiecare bucată de teren care are potențialul de a ne întări reputația pe piața mondială. Vă mulțumesc și îi ofer cuvântul domnului viceprim-ministru. Domnul Bole, vă rog. Mulțumesc frumos. Bună ziua, mulți stimați cetățeni. Domnule director, eu vreau să vă felicit cu acest prim pas și vreau să spun că astăzi noi asistăm la o abordare și o atitudine absolut inovativă în ceea ce privește administrarea terenului statului. Dacă să mergem un pic în spate și să trecem în revistă procesul de deposedare a instituțiilor statului care au fost în subordinea Ministerului Culturii, Universității Agrare, de terenuri pentru a fi furate, și rezultatul care îl vedeți aici este acea deposedare a instituțiilor, și aici vorbim despre Stăuceni, formarea acestor stațiuni tehnico-didactice separate de instituțiile de învățământ, de Institutul de Horticultură, toate sunt în astfel de situații de paragină extraordinară și care aveau un fond genetic extraordinar în sine și nelucrarea lor a dus la distrugerea lor, că astăzi ele pot fi în mod sigur numai scoase și plantate vițe de vie nouă, că altfel nu poate fi făcut nimic. Și decizia de astăzi de a transmite aceste terenuri înseamnă o administrare cu adevărat gospodărească a proprietăților statului și oprirea procesului de furt a bunului statului. Ele erau scoase din cadrul instituțiilor din învățământ, terenurile, sau scoase din cadrul instituțiilor statului, oricare altă instituție a statului, prin formarea acestor stațiuni didactice, falimentarea lor, după care erau vândute pe bani de nimic, și evident că ulterior erau construite clădiri pe el sau orice altceva. Acest proces a luat sfârșit. Acum dacă vorbim despre Cricova și vinificația din Republica Moldova. Vinificația din Republica Moldova este ambasadorul Republicii Moldova peste tot. În plus la toate, este un ambasador care aduce 3% din PIB-ul Republicii Moldova și cu un potențial foarte mare de creștere. Și evident că calitatea înaltă la care s-a ajuns în procesul de producere și a vinurilor în Republica Moldova necesită o calitate extraordinară a materiei prime, a vinului. Cu astfel de viță de vie, tu nu poți produce vinuri de calitate sub nicio formă. Noi avem nevoie de mii și mii și zeci de mii de hectare de viță de vie, așa cum arată sus, ca să avem vinuri de calitate și să ținem calitatea vinului la cel mai înalt nivel. Medaliile de aur înseamnă materie primă de aur. Și evident că această formulă n-am descoperit-o noi și noi trebuie să menținem și să susținem această formulă de succes a vinificatorilor din Republica Moldova. Cricova este bogăția noastră, este mândria Republicii Moldova și crearea unei baze materiale unde ea își va produce materia primă pentru Republica Moldova este o onoare, o cinste și din acest considerent evident că Ministerul Culturii este extrem de mândru că s-a reușit acest exercițiu și noi transmitem această suprafață de teren. Ulterior, eu am ferma convingere că noi împreună cu Cricova și cu domnul director vom susține ca din aceste 600 din start să înceapă procesul de conversie și să facem măcar 100 de hectare de viță de vie ecologică. Astăzi se produce un vin ecologic de o calitate pur și simplu fenomenală, apreciat înalt de către toată lumea. Și în momentul în care plantăm vița de vie nouă, o și includem în procesul de conversie în 3 ani de zile, eu cred că noi o să avem măcar minim 100 de hectare de vița de vie, poate fi și mai mult pentru că viitorul este după ea. Probleme de management la această întreprindere nu există, sunt pionieri în foarte multe decizii și în foarte multe procese tehnologice, sunt inovativi și sunt cu adevărat o întreprindere fanion și pionierată în producerea de vinuri Republica Moldova. Domnule director, vă doresc succes în activitatea care o faceți, pentru că Cricova este istoria vinificației în Republica Moldova și în același timp Cricova este și viitorul. Și noi, pentru ca să întărim viitorul acestei întreprinderi în Republica Moldova, întreprinderi de stat, evident că facem acest lucru extrem de important, transmitem o suprafață atât de importantă de terenuri care se află în imediată vecinătate cu Cricova, lucru care o să beneficieze de mai puțin cheltuieli de transport pentru procesare, etc. Și modul de administrare va fi unul și foarte eficient. Felicitări Republicii Moldova cu acest gest
extraordinar de important atunci când statul se ocupă de consolidarea întreprinderilor sale și se lucrează în interesul național, este un exemplu extrem și extrem de vorbitor despre atitudinea statului pentru țara sa și despre viitorul Republicii Moldova. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimate domnule viceprim-ministru, stimate domnule director, stimate domnule președinte a Consiliului, Societății pe Acțiuni Combinat de Vinuri Cricova, vă mulțumesc pentru această încredere acordată întreprinderii și vă asigur că începând cu ziua de azi, începem proiectarea și implementarea planului de plantare pe aceste teritorii. Este un ajutor enorm pentru întreprinderea noastră, iar cel mai mare plus este faptul că aceste terenuri sunt în raza de 15-20 de kilometri de întreprindere, ceea ce ne permite să menținem o calitate înaltă a strugurilor. Din punct de vedere a activității economice, vă asigur că strategia elaborată anul trecut pentru anii 2022-2027 este în plin desfășurare și anul acesta deja putem să confirmăm o creștere a profiturilor cu 50% pentru primele 9 luni. Exact același plan îl aveam și vom menține acest pas până la sfârșitul anului și cu susținerea Ministerul Agriculturii și Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, vom implementa programul de plantare a strugurilor în anul viitor, care la fel a fost majorat în acest an și, în primul rând, vreau să spun că vom implementa plantarea soiurilor autohtone și celor care sunt excelente pentru vinuri, pentru producerea vinurilor spumante cu tehnica agricolă modernă și cu prelucrarea la utilaje moderne la întreprindere. Vă mulțumesc și vă asigur că în scurt timp plantațiile din rândul de jos nu vor mai arăta în așa mod, dar în modul de sus și vor fi niște plantații exemplare atât pentru Cricova cât și pentru întreaga ramură vitivinicola a țării. Mulțumesc! Astăzi vom semna chiar și contractul de transmitere a acestor terenuri. După asta vom răspunde deja la întrebări. Mulțumim, dacă sunt întrebări. Bună ziua, domnule Cuzuhar, vă rog să ne spuneți dacă aceste terenuri sunt transmise cu titlul de proprietate și dacă Agenția Proprietății Publice a estimat cam câte astfel de terenuri care nu sunt valorificate mai în proprietate și care le poate transmite pentru astfel de... Terenurile sunt transmise în folosință, pe termen lung și respectiv societatea le va putea valorifica la maxim. Cum și am menționat, astfel de terenuri avem în proprietate peste 20.000 de hectare. Vreau să zic că, cum și am menționat și domnul viceprim-ministru, aceste terenuri de-a lungul anilor nu doar că nu au fost valorificate, ele au fost
pusă deoparte, care intenționat aduse și chiar întreprinderile în faliment, pe o bună parte au fost, chiar și pe aceste terenuri, să înțelegeți, au fost instituite sechestre de către instanțele judecate, pe terenuri care, proprietate publică, pe care nu puteau fi instituite aceste sechestruri. Împreună cu domnul vicedirector, domnul Bobo, am depus un efort maxim pentru a le scoate de sub sechestru și pentru a le înregistra în administrarea agenției. Și acum sunt transmise în folosință către Cricova, așa vom face cu toate terenurile. Deja suntem cu unele terenuri, suntem în discuții, cum și-am menționat, cu administrațiile publice locale pentru a le valorifica. O parte care sunt în proces de schimbare destinației sub construcții sau care deja sunt în construcții, am început elaborarea unor planuri urbanistice zonale pentru acele teritoriu ca să le valorificăm la maxima sa capacitate, la maxima sa valoare. Mulțumim, dacă nu sunt întrebări, vă doresc o zi bună. Mulțumim frumos. Felicitări, domnul director. Mersi. Mulțumim, director. Felicitări. Da, felicitări. Mulțumesc. Da, felicitări.